Ștampile vântului, de Margaret Mitchell. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe. În distribuție Valeria Seciu, Victor Benciuc, Emil Hosu, Mircea Albulescu, Mirela Gorea, Corado Negreanu, Ica Matache. Regia artistică Dan Puican. Ce după amiază de aprilie frumoasă. Încântătoare, dragă Scarlett. Aici, pe terasa fermei voastre de la Tara, e răcoare. Iar întreaga plantație de bumbac se întinde ca un covor la picioarele noastre. Ia uite ce frumos. Voi, Gemini Stewart și Brent Tarleton, mai bine vă vedeați de carte la Universitatea din Georgia decât să stați aici să contemplați natura. Ne faci morală? Da. Este a patra universitate de unde ați fost eliminați în ultimii 2 ani. Nu mai are importanță. Oricum trebuia să ne întoarcem acasă înainte de sfârșitul anului școlar, nu? De ce? Războiul, prostuțo. Războiul poate izbucni dintr-o clipă într-alta și să nu ții închipui că mai rămâne vreunul din noi la universitate. Știți bine că nu va fi război. Să nu mai vorbe. Da, săptămâna trecută Ashley Wilkes și tatălui i-au spus tatei că delegații noștri la Washington vor ajunge la un acord cu Lincoln cu privire la Confederație. Nu va fi război. Și m-am săturat să tot aud vorbindu-se de el. Oh, ba da, fetițo, are să fie, din păcate. Dacă mai pronunțați o singură dată cuvântul război, plec în casă. O să-ți treacă. Lasă, da. Uite, mâine o să petrecem de minune la picnicul Wilkesilor. Ne-ai promis toate dansurile, nu-i așa? Da. Dar nu era să risc să rămân nedansată. Tu să rămâi nedansată? Hai, făgăduiește-ne că vei fi partenera noastră, da? Dacă ne făgăduiești, îți vom spune un secret. Ce secret? E vorba de ce ai auzit ieri în Atlanta, Brent. Mă rog, dacă e chestiunea aceea, știi bine că am promis să nu spunem nimic, nu? Domnișoara Pitty n-o să afle. Domnișoara cine? Domnișoara Pitty. Verișoara lui Ashley Wilkes, care stă în Atlanta, mătușa lui Charles și a Melaniei Hamilton. Da, o cunosc. Ei bine, ieri, pe când așteptam trenul la Atlanta, trăsura ei s-a oprit în fața gării. A coborât ca să stea de vorbă cu noi și ne-a spus că mâine seară, la petrecerea Wilkesilor, se va anunța o logodnă. Nu știu despre ce e vorba. Se va anunța logodna nepotul ei, Charles Hamilton, cu Honey Wilkes, sora lui Ashley. Ei bine, nu. Ce secret? Se va anunța logodna lui Ashley Wilkes cu Melanie, sora lui Charles. Ce surpriză. Scarlett, noi ți-am spus secretul. Trebuie să ne promiți că vei dansa cu noi. Fie. Ne vei acorda toate valsurile? Toate. Ce drăguț ești. Pariez că ceilalți băieți vor fi invidioși. Dar n-au decât. Stuart, acum nu crezi că trebuie să plecăm acasă? Da, e dreptate, Brent. Deci, dragă Scarlett, pe mâine. La revedere. Da, pe mâine. La revedere, băieți. Ashley să se căsătorească cu Melanie Hamilton? Nu poate fi adevărat, nu. Gemini Tarleton se înșală. Ashley nu poate iubi pe Melanie, fiindcă pe mine mă iubește. Scarlett? Da. Au plecat domnii? Da, mami. De ce nu ai invitat la cină? Ce fel de maniere sunt astea? Pentru că m-am săturat, se tot aud vorbind de război. Mai ales că tata le-ar fi cântat în strună. Eu, Doica dumitale, m-am străduit să-ți dau maniere alese. Ce-or zice domnei Tarleton? Îi privește. Da, doamna Ellen, mama dumitale? Nu știu nimic. Dar cum se face că ești fără șală acum când începe răcoarea nopții? Te rog, intră în casă. Nu vreau să vă dați sfințitul. E așa de frumos. Domnul O'Hara trebuie să vină îndată de la plantația Wilkesilor, de la 12 stejari. Eu mă duc în casă. Te rog să nu mai întârzi mult aici răcoarea nopții. Bine, mami. Fără îndoială, da, tata trebuie să fie aflat despre povestea logodnei. Dar nu poate să fie adevărat. Mi-ar veni odată. Nu mai pot îndura ce am aflat. Să fie oare adevărat? Să fac câțiva pași să-l întâmpine. Parcă vine. Da, vine.
Ce-i cu tine, scală? Te așteptam, tată. Îți pioresc aserota soilem ca să mă bănești mamei de felul în care galopesc și cum sar cu neîndrecutul meu armăsar gardul fermei. Nu, tată. Nu, atunci a fost o întâmplare nefericită când ți-ai fracturat genunchiul. Credeam că te-ai lecuit de mai face astfel de salturi peste obstacole. I-ai promis și mami. Aș să fiu al naibii dacă am să permit unei domnișoare ca tine, fie ea și de 16 ani, ca să-mi dicteze mie ce să fac și cum să fac. Dacă îmi frâng gâtul, mă privește. De altfel, de ce stai aici fără șală? Pentru că nu știam că ai să întârzi atât de mult și nu mi l-am luat. Voiam să știu dacă ai cumpărat-o pe negresta Dilsey. Desigur că am cumpărat-o și pe ea și pe fetița ei presi la un preț care m-a ruinat. John Wilkes vrea să mi le dăruiască, dar nu vreau să se spună că Gerald O'Hara profită de prietenii lui. I-am oferit $3,000 pentru amândouă. 3,000? Dar nu era nevoie să ieși pe Prissy. Ba da, o să ai nevoie de ea. Mica negresă e tare harnică. Da, și ce mai e nou pe la ferma despre ce stejar? Ca de obicei. S-a vorbit de picnicul de mâine? Da, s-a vorbit. Melanie Hamilton a sosit cu fratele ei Charles din Atlanta și... Da, și sosit? Da, e o fată foarte drăguță. Era și Ashley acolo? Da, dacă pentru asta ai venit în întâmpinarea mea, de ce nu mi-ai spus-o de la început? Hai vorbește. Spune-mi, fetiță, ce este între tine și Ashley? Mică, e. Ai acasă, tata. Nu. Nu mă mișc de aici înainte de a înțelege ce se petrece cu tine. Te-a făcut să crezi că ține la tine? Te-a cerut în căsătorie? Nu. Și nici nu te va cere. John Wilkes mi-a spus adineauri, bineînțeles făgătuindu-i că voi păstra secretul, că Ashley se va logodi cu Melanie Hamilton. Așa? Deci e adevărat? Sper că nu te-ai dat în spectacol. Ai alergat după un bărbat care nu te-a vrut, care nu te iubește, când puteai să alegi pe cel mai bun din comitat. N-am alergat după el. Faptul că se logodește mă surprinde. Asta e. Minți, fata mea. Nu. Minți? Îmi pare rău. Dar la urma urmei nu ești decât un copil și mai sunt o mulțime de tine care te vor curta. Mama n-avea decât 15 ani când te-a luat și eu am 16. Mai cât nu seamănă. N-a fost niciodată nestatornic așa cum ești tu. Hai, fetiță, lasă nazurile. Nu e drept un copil. Nu te uita la mine atât de amenințător. Vreau ca fiica mea să fie fericită. Cu Ashley n-ai fi fost fericită. Ba da. Ba nu, draga mea. Ba nu. Nu există fericire în căsătorie decât între ființe care se aseamănă. Ce-ți trebuie ție un soț ca Ashley? Băieții din familia Talton sunt excelenți. Dar ce ai zice de unul dintre gemeni? Nu, tată. Haide, termină cu supărarea, domnișoară. N-are importanță cu cine te vei mărita, cu condiția să alegi un bărbat care să fie un om de ispravă. Scala, nu cumva plângi? Nu. Minți și îmi pare bine că minți. Sunt fericit că ești mândră, fata mea. Și vreau să te arăți mândră. Și mâine, la picnic, nu doresc să se spună povești despre tine în comitat, fiindcă te prăpădești după un bărbat care n-a avut pentru tine decât sentimente de prietenie. Ba nu, știu că a avut gânduri serioase. Bine. Acum să mergem acasă și toate vor rămâne între noi. N-am să o plictisesc pe maică ta cu poveștile astea. Și nici tu n-ai să o faci, nu-i așa? Hai, du-te, ia batista, șterge frumos-o, așa. Am să leg calul aici, așa, să mai facă apă. Hai să intrăm în casă. Am sosit, Gerald. Cam târziu, Gerald. Am stat mai mult de vorbă cu John. Mamă, dar de la rochia mea de bal s-a desfăcut și aș vrea să îmbrac mâinile de spădici este jare. Poți să-mi aranjezi, te rog? Da? Mamă, rochia lui Scarlett e mai frumoasă ca mea. Eu arăt îngrozitor în roz. De ce nu s-ar îmbrăca ea în roz? Aș putea eu rochia ei verde. Mamă, pot să merg și eu la balul de mâine? Am 13 ani acum. Gata, tăceți, fetelor. Ați năvălit toate pe capul meu. Scarlett, am să-ți aranjez rochia. Da. Tu, Sue Ellen, ai să porți rochia roz. Îți stă foarte bine. Iar tu, Karen, da? Ai să poți să mergi la bal la anul. Oh. Da, acum vei merge la picnic, vei asista la supeu
dar nu la bal înainte de a împlini 14 ani. Mamă, vă rog, ca mine dimineața totul să fie gata, pregătit să putem pleca din zor pe răcoare la ferma 12 Stejar. Scarlett, bine ai venit la petrecerea noastră. Charles Hamilton, dumneata erai. Da. Ei, te pomenești că ai venit tocmai din Atlanta ca să-mi zdrobești piața mea. Mă bucur nespus că te văd. Da, și eu, Charles. Sper să ne distrăm bine. Da, Scarlett, da. Să ți-l prezint pe domnul Rhett Butler. Vino încoace, da. Te rog. Da, domnule John Wicks. Domnule Butler, îți prezint fata cu inima cea mai curată din tot comitatul. Scarlett O'Hara. Sunt încântată, mișoară. Bună ziua, domnule. Aici erați? Da, Gerald. Tu l-ai cunoscut pe domnul Butler? Da, John, da. Dragii mei, aș dori să ajungem la o înțelegere paștică cu cei din nord, care vor să-i libereze din sclavie pe negri ce lucrează pe plantațiile noastre de bumbac. Ce-am tras în ei la Fortul Sumter? O înțelegere paștică? Sudul trebuie să le arate cât de puternic e. Erau început discuțiile astea penibile. Da, da. Ai spus ceva de mișare? Nu. Pe mine, vă rog să mă scuzați. Mă duc puțin să-mi aranjez părul. Mă rog. Scarlett! Știi cine este domnul pe care ți l-a prezentat John Wilkes? Chiar nu știi, Scarlett? Mamă, cine închipui că domnului John Wilkes nu-i face plăcere că este aici? Știi, era înviită la familia Kennedy, la Jonesboro, pentru, nu știu, achiziționarea unei cantități importante de bumbac, nu știu. Iar domnul Frank Kennedy l-a adus aici. Ce cu el? Vai, dragă, nu-l primește nimeni. Nu spun. Da. Dar ce-a făcut? Are o reputație îngrozitoare. Să știi că este dintr-o familie foarte bună din Charleston, dar se pare că a avut o comportare necavalerească față de o fată pe care n-a luat-o de soție, știi? Și după aceea a trebuit să părăsească orașul. Nu mai simt. Da, și acum am să mă duc. Mă duc să mai dansez puțin. Domnișoara O'Hara. Ce e, domnule Charles? Domnișoara O'Hara. Da? M-am hotărât. Da. Că dacă ne vom bate cu Yankee, să mă înrolez în Carolina de Sud. Dacă plec, ți-ar pare rău? Aș plânge în fiecare seară pentru dumneata. Cât de bună ești. Ce prostie. Domnișoară Scarlett, trebuie să-ți spun ceva. Te iubesc. Poftim? Te iubesc. Ești cea mai frumoasă fată pe care am cunoscut-o vreodată. Te iubesc din toată inima. Ce vorbești? Domnișoară, vreau să mă căsătoresc cu dumneata. Domnule Hamilton, îmi dau seama ce cinste îmi faci cerându-mi să îți devin soție, dar totul este atât de neașteptat. Nu știu ce să spun. Aș aștepta toată viața. Sigur, n-aș vrea să fii soția mea dacă n-ai fi perfect sigură de sentimentele dumitale. Da. Te rog, domnișoară, spune-mi că pot să sper. Dar nu știu, nu pot să-ți spun nimic, Charles. Iartă-mă, trebuie să plec puțin până în casă. Da, sigur. Scarlett, de cine te ascunzi? De Charles sau de alți băieți? De nimeni, Ashley. Da, ce este? Vrei să-mi spui ceva? Ai un secret? Da. Hai, spune-mi-l, hai, îndrăznește. Te iubesc. Da, te iubesc, Ashley. Nu s-a ajunge oare că ai cucerit azi pe toți ceilalți băieți? Nu vrei să lipsească nimeni? Ashley, stai, spune-mi, adică trebuie să-mi spui, să nu mă necăjești. Inima ta mi-aparține, dragul meu, te iubesc. Nu trebuie să spui lucrurile astea, Scarlett, nu trebuie, nici tu nu le crezi. Hai să regrezi că le-ai spus și are să-ți fie ciudă pe mine că te-am ascultat. Tu ții la mine, nu-i așa? Da, sigur că da, Scarlett. Da. Uită cuvintele pe care mi le-ai spus. Da, și nu vrei să te căsătorești cu mine, Ashley? Nu, pentru că mă căsătoresc cu Melanie Hamilton. Tatăl meu va anunța de seară logodna. Urmează să ne căsătorim în curând. Da. Trebuia să ți-o spun, dar credeam că știi. Credeam că toată lumea știe. Nici nu visam că tu, Ashley, doar ai atâți adoratori. Credeam că știu art altul. Ashley, da, mi-ai spus că ții la mine. Draga mea, de ce vrei să mă faci să spun lucruri care ar putea să te supere?
Cum să te fac să înțelegi? Ești atât de tânără și de nechipzuită că nici nu știi ce înseamnă căsătorie. Ba, eu știu că te iubesc. Dragostea nu e destul pentru ca o căsătorie să fie ideală, Scarlett. Ai cere partenerului tău să-ți dăruiască totul. Și eu n-aș putea. Ai suferit și ai începe să mă urăști. Ai urât cărțile pe care le citesc și muzica la care țin, fiindcă m-ar îndepărta de tine o clipă. Și să știi că și eu... Tu iubești pe Melanie? Da? Ea seamănă cu mine, ne înțelegem. Da, dar ai spus că ții la mine. N-ar fi trebuit să ți-o spun, fiindcă știam că n-ai să înțelegi. Cum să nu țin la tine când ai toată această dragoste de viață pe care eu nu o am? La tine care știi să iubești și să urăști cu o intensitate pe care nu pot simți. Ești tot atât de simplă ca focul, ca vântul, ca toate ființele pădurii și de eu... De ce nu spui, lașule? De ce nu spui că ți-e frică să te căsătorești cu mine? De ce? De ce? Preferi pe ifosita aia de Melanie, da? Nu trebuie să spui așa ceva despre ea. Trebuie? Dar cu ce drept îmi interzici? Lașule, m-ai lăsat să cred că o să te căsătorești cu mine. Fii sinceră, Scarlett, niciodată n-am... Am să te urăsc până la moarte. Scarlett, te rog. Plec. Te rog. Pleacă, să nu te mai văd. Să nu te mai văd. Da! Hey. Asta e prea din care afară. După ce am fost deranjat aici în salon de o discuție ca aceea pe care am auzit-o, acum văd că viața mea este în pericol. De ce? De ce? Stăteam întins, liniștit pe această sofa când zecile de țândări s-au împrăștiat în toată încăperea. Dumneata, era aici, domnule Butler? După cum prea bine vezi. Domnule, trebuia să-ți faci cunoscută prezența. Dumneata, ai fost intrusă. Ce penibil. Domnișoară O'Hara, ești o fată cu un caracter rar, cu un caracter admirabil. Nu înțeleg cum de Ashley Wilkes a putut fermeca o fată ca dumneata. Ar trebui să-ți mulțumesc pentru tot ce ai spus. Dar e un mototor. Nu sunt prea de tot. Păstrează-ți părerile pentru dumneata. Trebuie să mă duc acasă. Trebuie să plec de aici cât mai repede. Ba nu, am să rămân. O să mi-o plătească. Scarlett, nu știi ce s-a întâmplat? Nu, domnule Charles. Paul Wilson a venit călare de la John Sparrow și ne-a dus vestea. Veste? Ce veste? Da. Domnul Lincoln și-a chemat oamenii sub drapel. Soldații, adică voluntari. Da. 75.000. Iar Lincoln, iar război. Te rog să mă scuzi. Trebuia să-ți-o fi spus mai pe ocolite. Scarlett, ai făcut albă ca varul. Am uitat cât de delicate sunt fetele într-o astfel de situație. Zău, îmi pare rău că te-am tulburat. Nu cumva ți-e rău? Uite, mă duc să-ți aduc un par cu apă. Vrei să mergem să stăm pe banca aceea? Da. Scarlett, să nu te decăjești. Totul se va sfârși într-o lună. Vom lupta cu îndărâșire. Dar mă tem că n-are să mai fie bal de seară, fiindcă trupa noastră vrea să se adună la Jonesboro. Gemini Tarleton au și plecat. Știu că toate fetele vor fi mâhnite. Eu nu mă pot hotărâ dacă să plec cu legiunea din Carolina de Sud sau cu garda Atlantei. E îngrozitor. Hai să mă aștepți. Pentru mine ar fi o fericire să știu că mă vei aștepta până îi vom bate pe cei din Nord. Dar n-aș dori să aștept. E oare adevărat că mă iubești? Vrei să te măriți cu mine mai repede? Da. Scarlett, să ne căsătorim odată cu Melanie, sora mea. Nu. Asta nu. Bine, atunci când aș putea vorbi cu tatăl lumii tale? Chiar acum. Bine, mă duc să-l caut. Nu pot să mai aștept. Mă scuz, dragă. Da, te aștept aici, răcoare și plăcut. Ce nebunie. Ashley, ce-am făcut? Mătușă Pitpet, ce-i cu Scarlett? De ce plânge? Melanie, Scarlett și-a amintit de Charles, de bietul isos care a murit atât de repede și de stupid după ce s-a înrolat ca voluntar în armat. Fii curajoasă, dragă Scarlett, nu mai plânge. Scarlett! Lăsați-mă! Mai bine aș muri. Hai, nu mai plânge. Gândește-te cât de mult te-a iubit fratele meu Charles.
Și asta să-ți fie alinare. Hai, gândește-te la scumpul tău copilaș și la casa asta din Atlanta în care te afli și unde a trăit Charles. Lăsați-mă în pace! Mătușă Pitty, aș dori să nu-i mai vorbește Charles. Vezi cât a tulburat-o. Bine, trebuie să-i mărim durerea. Fetelor, am mare nevoie de voi diseară la balul organizat de orașul nostru pentru ajutorarea răniților de război. Dolly, dar ce nu este? Putem veni. Oh, să nu-mi spui mie că nu puteți veni, Pitty Hamilton. Avem nevoie de tine să supraveghezi bufetul, iar Melanie și Scarlett să se ocupe de vânzarea obiectelor expuse în standuri. Dar nu putem. Dar de ce? Charles a murit doar de un an. Oh, vă înțeleg. Dar să știți că niciun sacrificiu nu e prea mare când e vorba să-i ajuți pe cei ce s-au întors răniți din război. Doamne Dolly, dar suntem într-o situație atât de dificilă. Vă rog să ne înțelegeți. Oh, nu știu ce se întâmplă cu fetele din ziua de azi, dar n-au simțul răspunderii. Aproape toate nu vor să primească să vândă la standuri obiectele expuse, găsind o mulțime de pretexte, fel de fel. Uite, pe mine să știți că nu mă păcălesc. Nu vor să fie reținute ca să se poată învârti în jurul ofițerilor, asta e. Și le e teamă că rochile lor nu or să se vadă în spatele standurilor. Ah, când aș da ca omul acesta cu blocada, cum îl cheamă? Capitanul Butler. Ei, da, capitanul Butler ăsta. Să aducă mai multe medicamente pentru spital și mai puține crinoline și dantele. Uite, azi am văzut cel puțin 20 de rochi noi aduse de el cu toată blocada. Capitan Butler, m-am săturat de numele lui. Acum, fetelor, nu mai am timp de discuții. Trebuie să veniți. Lumea o să înțeleagă, e o situație specială. Da, cred că trebuie să mergem. Măcar atât putem face și noi pentru cei răniți. Atunci, atunci dacă și Scarlett este de acord... Scarlett are dreptate. Gândiți-vă ce mare nevoie are spitalul de bani pentru îngrijirea răniților. Și știu că lui Charles i-ar părea bine să ajuți cauza pentru care el și-a dat viața. Bine, Dolly. Dacă și ele sunt de acord, venim. Vă mulțumesc din suflet. Vă aștept. Ce complicată e viața. Am fost o proastă când m-am măritat atât de îngrabă cu Charles, ca să termin viața la 16 ani. Nici măcar n-am murit ca un erou pe câmpul de bătaie, ca să mă pot mândri că a fost un erou. Un erou căzut la datorie. Am murit de o complicație pulmonară. Îmi vine să sar pe strada Orchestrei, de unde să strig că războiul trebuie să înceteze, pentru ca toată lumea să se ducă liniștită acasă, să cultive bumbac, să fie din nou mai multe petreceri. O mulțime de tineri îndrăgostiți și rochii de mătase verde și Scarlett. Ce-i cu tine? La ce te gândești? La nimic, Melanie. Ei, priveam mulțimea asta de oameni. Da, sunt sigură că i-am bate pe cei din nord într-o lună dacă toți ostașii din toate statele s-ar duce în Virginia. Asta s-o știi? Oh, Melanie. Ashley, soțul meu nu i-a fost teamă să plece și nici lui Charles, soțul tău. Mai bine să-i văd morți pe amândoi decât să-i știu aici acasă. Draga mea, iartă-mă. Ce crud am fost, nu mi-am dat seama. Hei, fetelor, e drăguț din partea voastră că ați venit. Știu ce sacrificiu ați făcut, dar am să vă spun un secret. Am o surpriză care să ne aducă un substanțial venit bănesc pentru spital. Dar mi-e teamă că unii or să se scandalizeze. Ce? Spuneți-ne, doamne Dolly. O să vedeți ceva mai târziu. Acum vă las. Da, vă conduc, doamne Dolly. Bine, hai, Scarlett. Bună seara. Ah, ce surpriză. Sunteți Red Butler, nu-i așa? Da. V-am cunoscut. În fericită împrejurare când s-a anunțat logodna dumitare cu Ashley. Mă bucur că nu m-ați uitat, doamnă Melanie Wilkes. Și cu ce treburi pe aici, în Atlanta, domnule Butler? O plictisitoare chestiune de afaceri. Aprovizionez orașul acesta cu diverse mărfuri. Dumneavoastră sunteți vestitul capitan Butler care forțează blocada. Scarlett! Da, Scarlett! Uite-l pe capitanul Butler. Îmi pare bine. Dar ce e cu tine? Te-ai aprins toată? Ți-e rău? E foarte cald aici. Da, dar nu e de mirare că domnișoara O'Hara nu se simte bine. Pot să vă conduc până la fereastră? Nu, mulțumesc. Nu se mai numește O'Hara. E doamna Hamilton. Probabil că soții dumneavoastră sunt aici la această festivitate. Nu. Soțul meu e în Virginia. Iar Charles Hamilton, fratele meu, și soțul ei,
A murit acum un an. Regret profund. Vă rog să mă iertați. Nu credeam că am să-l mai întâlnesc vreodată pe omul ăsta. A fost martor la discuția mea cu Ashley. Dar pleca odată. Vedeți, suntem în doliu. Da. N-ar trebui să venim aici unde e atâta veselie, muzică. Sărmana Scarlett, vă las pentru câteva minute. Doamnă Scarlett Hamilton, e prima dată că vă faceți apariția în lume după această suferință. Da, am fost nevoită. N-ați fi avut tăria să apăreți aici dacă n-ar fi avut nevoie de dumneavoastră confederația. Firește că nu. Aș fi fost lipsită de respect față de... S-ar fi părut că nu l-am iubit. Sunteți dezgustător, domnule Butler. Nu, nu vă temeți, frumoasă doamnă. Voi păstra taina greșelii dumneavoastră. Cum puteți să spuneți asemenea lucruri? Nu, am vrut să vă liniștesc. Ce ați fi vrut să vă spun? Fia mea frumoasă, ca să nu spun tot ce știu? Ce idee? Ce... Scarlett, de ce nu spui ce crezi cu adevărat? De ce nu spui că sunt o canalie furisită? Că n-am niciuna din caritese, noi, gentlemen? Domnul capitan Butler, cum poți să spui așa ceva? Toată lumea știe cât de vestit ești și cât de curajos și de... Mă dezamăgești. Te dezamăgesc. La prima noastră întâlnire la familia Wills mi-am zis în sinea mea că în sfârșit cunoscusem o fată nu numai frumoasă, dar și curajoasă. Acum văd că ești numai frumoasă. Mă crezi lașă? Da, exact. Îți lipsește curajul de a spune ce crezi cu adevărat. Bine, te înșel, domnule. Dacă ai fi avut puțină cuvință, n-ai fi venit să-mi vorbești. Știai că nu voiam să te mai văd niciodată. Da, dar nu ești un gentleman. Crezi că dacă poți să-i înfrunți pe Yankee, ai dreptul să vii aici, să-ți bați joc de bărbații și femeile care sacrifică totul pentru cauză. Destul, te rog, ai început foarte bine, ai spus ce crezi, dar să nu începi să-mi vorbești mie de cauză. M-am săturat să tot aud același și același lucru și pariez că și dumneata te-ai săturat. Da, e adevărat. Am stat lângă ușa de la intrare și m-am uitat la dumneata înainte de a veni lângă acest stand unde te afli și mi-am dat seama că nu te interesează ce se petrece aici. Pe fața dumitare se vede că ai vrea să dansezi, să petreci și nu poți. Ochii dumitare strălucesc de ciudă. Spune-mi, n-am dreptate? Nu mai am nimic să-ți spun, domnule capitan. Tocmai pentru că ești atât de mândru din cauza rolului dumitale în forțarea blocadei, nu, trebuie să mă jignești. Forțarea blocadei? Glumești, nu? Nu, te rog, acordă-mi doar câteva clipe din timpul dumitare limitat înainte de a-mi întoarce pentru totdeauna spatele. N-aș vrea ca o ființă atât de încântătoare să păstreze o idee falsă în privința contribuției mele la cauza confederației. Dar nu vreau să te mai ascult cum te lauzi. Pentru mine a forța blocada e o afacere și câștig bani din lucrul acesta. Când n-are să mă mai intereseze, n-am să o mai fac. Ce crezi despre asta? Că ești o canalie, un interesat. Da, așa este. Mărfurile mi le procur de la cei din nord. E mai ușor decât să merg până în Anglia. Știam că sunt... De ce să-i condamn pe cei din nord, fiindcă vor să câștige un ban cinstit vânzând mărfuri confederației? Peste 100 de ani n-are să mai aibă nicio importanță. Rezultatul va fi același. Eu știu că în orice caz confederația va fi înfrântă. Așa că de ce să nu profit de această ocazie? Înfrânți? Noi? Da, sigur că da. Ei sunt cei care vor să aducă ceva nou în existența umană. Să nu mai existe deosebire de rasă. Să desfințeze sclavia. Te rog să pleci imediat. Sau trebuie să plec eu de aici ca să scap de dumneata? Ești o mică rebelă fanatică. Stai, doctorul Mid vrea să anunțe ceva. Doamnelor și domnilor, am să vă fac o surpriză. Ce surpriză? Sunt foarte curioasă. În curând începe balul. Primul dans va fi cadrilul și pe urmă un vals. Vor urma polci, mazurci. Știu ce rivalitate amicală există între cei ce doresc să conducă cadrilul.
Așa că propun domnilor care doresc să conducă dansul, să-l conducă cu partenera aleasă, să liciteze. Eu voi ține licitația și beneficiul va fi donat spitalului. Băi, Scarlet, nu crezi că e o idee cam deplasată? Dacă eram din nou domnișoară și n-aș fi fost văduvă, aș fi purtat rochia mea verde deschis, garnisită cu panglite cativa verde închis, și aș fi avut tuberoze în păr și aș fi deschis palma. Scarlet, da, desigur, o mulțime de bărbați ar fi oferit să mă invite la dans. Da. Atenție, începem! Poftiți, licitați, vă rog! Dacă îmi permiteți, $20 pentru domnișoara Mabel Merweather! $30 pentru domnișoara Demi Black! Garda Scarlett Hamilton! $150 în aur! Auzi? $150? Ce sumă imensă! Dar ce nebunie face capitanul Butler! Poate doriți o altă parteneră. Nu, doamna Hamilton. Doamna Hamilton nu va accepta. E într-o situație specială. Ba da, accept. Vă mulțumesc, frumoasă doamnă. Sunteți extraordinară. Dumneavoastră, stimați domni, invitați-vă partenerele la dans. Doamna Hamilton, vă invit la dans. Te îndrăznești să atragi asupra mea toate privirile, domnule Butler? Da bine, stimate doamnă Hamilton, se vedea limpede că doreai să atragi toate privirile asupra dumneavoastră. Cum ai îndrăznit să strigi numele meu în fața lumii? Puteai foarte bine să refuzi. Da, dar datoria mea față de cauză, nici nu am mai gândit la mine când te-am auzit oferit atâta aur. Nu mai râde. Toată lumea se uită la noi. Oricum se va uita. Voiai să dansezi și ți-am oferit privilegiul. Da. Trebuie să ne oprim să stau jos. De ce? Mi se taie respirația. Bine, să stăm. Să vorbească toată lumea despre mine. Spune drept, crezi cu adevărat ceea ce spui? Trebuie să-ți spun? Nu faci o necuvință de așa. De ce să nu dansezi cu mine și valsul acesta care a început? Parcă mult îți pasă de celelalte femei. Fiindcă văd că nu pot scăpa de dumneata. Nu, nu-mi pasă. O femeie ca mine trebuie să țină seama de ce spune lumea și totuși asta în seară nu-mi pasă. Bravo! Acum încep să gândești singură. În loc să lași pe alții să gândească pentru dumneata. E începutul înțelepciunii. Oh, ce melodie frumoasă. Aș valsa fără să nu mai opresc. Nici nu mi-a dat seama ce mult îmi lisea dansul. Cea mai frumoasă femeie cu care am dansat vreodată. Domnule Butler, nu mă strânge așa de tare. Toată lumea ne privește. Dar dacă nu ne-ar vedea nimeni, te-ar supăra? Domnule Butler, nu-ți dai seama ce vorbești? Cum să nu-mi dau seama când sunt cu dumneata? Ce bine valsezi. Da, cei mai mulți din bărbații înalți nu dansează bine. Și când te gândești că va trebui să aștept ani de zile până să mai dansezi odată. Nu, numai câteva clipe. Am să te rog să-mi acord și dansul următor. Și pe urmă celălalt și celălalt. Nu se mai poate. Nu trebuie. Reputația mea va fi distrusă. Da, nu pasă de ce spune lumea. Nu, m-am săturat. S-am închis în casă. Am să dansez. Să nu mai porți rochii negri. Nu pot să sufăr doliu. Nu, n-aș putea să-l las încă. Nu mă strânge așa. Nu, am să mă supăr pe dumneata. Ești minunată când te superi. Nu-ți dai seama ce fermecătoare ai fost în ziua aceea la 12 stejari când te-ai înfuriat pe Ashley. Te rog să uit ziua când m-ai cunoscut. Nu pot. E una din amintirile mele cele mai neprețuite.
Dragul meu, Ashley, am primit chiar ieri telegrama trimisă de tine și te așteptam toți cu nerăbdare. Mi-era nespus de dor de voi. Ashley, arăți ca o haimana. Cine ți-a cârpit uniforma și de ce cu pedici albastre? Eu credeam că sunt mai elegant așa. Compară-mă numai cu bieții oameni care umblă în zdrențe și ai să mă apreciez mai mult. Cât despre faptul că arăt ca o haimana, mulțumește-te că am venit într-o scurtă permisie. Ashley, dragul meu. Am avut și o barbă minunată pe care vreau să vă arăt și vouă, fetelor. Dar când am ajuns la Richmond, m-am hotărât să o rad. Scarlet, nu e așa că uniforma lui e îngrozitoare. Ei, ce pretenție mai ești tu acum? Ashley este aici. E sănătos și ăsta e cel mai important lucru. Ai dreptate, Scarlet. Mă duc să-ți pregătesc o baie bună. Scarlet. Da, Ash. Vreau să te rog ceva. Ceva care să-mi dea liniște atunci când voi fi plecat. Dar ce anume? Să ai grijă de Melanie în locul meu. Să am grijă de Melanie? Să veghezi asupra ei, să ai grijă de ea. E atât de plăpândă și nici nu-și dă seama de lucrul acesta. O să se distrugă îngrijind de răniți și cosând. Și e atât de blândă și de sfioasă. Melanie te iubește așa de mult, nu numai fiindcă ai fost soția lui Charlie, dar fiindcă ești tu și te iubește ca pe o soră. Scarlett, mă gândesc că mi s-ar putea întâmpla ceva și n-ar avea pe nimeni să aibă grijă de ea. Îmi făgătuiești? Ashley, trebuie să vorbești așa ceva. Îți cer lucrul acesta, Scarlett, fiindcă nu știu ce are să mi se întâmple mie sau ce are să ni se întâmple tuturor. Dar când va veni sfârșitul, eu voi fi departe de aici. Chiar dacă mai trăiesc, prea departe ca să am grijă de Melanie. Sfârșitul? Sfârșitul războiului și sfârșitul lumii. Da. Ashley, dar nu crezi că Yankee o să ne bată? Da, Scarlett, cred că ne vor bate. Oamenii noștri sunt toți desculți acum și în Virginia e zăpadă. Iar ei sunt bine echipați și bine instruiți. Să facă praf toate confederații. Scarlett, Scarlett, ești atât de minunată, de tare și de bună. Cred că te cunosc mai bine decât alții și văd lucrurile minunate din sufletul tău pe care alții nu le observă, fiindcă sunt prea grăbiți sau prea neglijenți. Ashley, te iubesc. Scarlett, te-am iubit întotdeauna. Niciodată n-am iubit pe nimeni. M-am măritat cu Charlie ca să-ți fac în ciudă. Ashley, te iubesc așa de mult încât aș merge pe jos până în Virginia ca să fiu cu tine, Ashley. Te rog, spune-mi că mă iubești. Te rog, o să-mi ajungă pentru tot restul vieții. Scarlett, îmi cer prea mult. Știi că sunt căsătorit, că asta nu se mai poate. Oh, Ashley. Frumoasă, doamnă Scarlett. Ah, dumneata, domnule Butler. Bună dimineața. Am trecut pe aici și am venit să vă vizitez. Da, ce ai în cutia aceea atât de elegantă? O pălărie. O pălărie? Mm-hmm. Ah, pot să o văd și eu? Da, cum să nu? Poftim, poftim cutia. Wow! Ce minune! Poate fi probată. Da? Da. Am să încerc. Mă duc la oglindă. E frumoasă, nu? Oh. Ușa de bine? Foarte bine. Oh, Red, a cui e pălăria? Vreau să o cumpăr. Îți dau toți banii pe care i-am. Ia dumitare, cine ar mai putea să poarte această nuanță de verne? Nu crezi că am ținut minte culoarea ochilor dumitare? M-ai comandat-o anume pentru mine? Da. Și pe cutie scrie Rue de la Paix, dacă te interesează. Extraordinar. Nu-ți place? E un vis, da. Ce rău îmi pare că trebuie să acopăr verdele ăsta minunat cu voal și să vopsesc pana în negru. Te rog să o pui la loc în cutie. De ce n-ai spus cheia mea? Nu, dacă o transform într-o pălărie de doriu. O să găsesc eu o altă femeie frumoasă cu ochii verzi care să-mi aprecieze gustul. Ana, nu se poate, nu. Te rog, Red, nu fi răutăcios. Hai, dă-mi, dă-mi. Dar ce, ca să o pocești? Nu, 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 nu transform, nu, îți promit. Cât costă? Am numai $50, dar săptămâna viitoare... Costă cam $2000 în monede confederate. Vai de mine. Vai de mine. Da? E, atunci îți dau acum $50 și pe urmă când o să mai... Nu, vreau să-mi plătești. Nu vreau să-mi plătești. E un dar. Vai de mine, da. Nu. Da,
Dar nu pot să primesc. Nu. Am să-ți dau banii pe care i-am. Dacă faci asta, am să-i arunc. De fapt, ce urmărești? Încerc să te ispitesc cu daruri frumoase. A, ești o canalie, da? Da, știi că pălăria e prea frumoasă ca să fie refuzată, da? Poți să-i spui mătușii dumitale, domnișoare Ipitică, mi-ai dat o mostră de tafta și de moar verde și o schiță de pălărie și că ți-am stors $50 pentru asta. Nu, nu, am să-i spun că mi-ai cerut $100 și ea o să povestească tuturor din oraș și toți o să moară de necaz. Și o să vorbească de lux. Am să-ți aduc moar verde închis pentru o roche care să se asorteze cu pălăria. Am să-ți aduc tot ce vrei. Nu, nu, nu vreau nimic. Dar nu-ți închipui că am să mă mărit cu dumneata ca să-ți plătesc pălăria. Îți faci iluzii, scumpă doamnă. N-am deloc poftă să mă însor cu dumneata. Eu nu sunt făcut pentru căsătorie. Serios? Da. Știi că ești omul cel mai odios pe care l-am întâlnit? Da, și nu mi-ar pare rău dacă nu te-aș mai vedea niciodată. Dacă crezi ceea ce spui, calcă pălăria în picioare. Hai, Scarlet, îndrăznește, te rog, hai. Nu, să nu te atingi de pălărie. Nu, nici nu mă gândesc. Observ că am o influență proastă asupra dumitale. Ar trebui să mă dai afară, dacă poți. E greu însă să scap de mine. Da, crezi? De când te-am întâlnit atunci la bal, purtările dumitale au devenit scandaloase și asta din vina mea. Dar cine te-a îndemnat să dansezi? Cine te-a silit să recunoști că glorioasa noastră cauză nu e nici sfântă și nici glorioasă? Cine te-a făcut să recunoști că ți se par proști oamenii care mor pentru niște principii sfărăitoare? Cine te-a ajutat să dai doamnelor din oraș motiv să te clevetească? Te rog, și în sfârșit, cine te-a convins să accepți un dar pe care nicio femeie nu-l poate accepta rămânând o doamnă? Îți faci iluzii, domnule Butler. Mă îndoiesc. Știi ce, te rog, să încheiem discuția aici. Da. Eu am, da, chiar am alte treburi de făcut. Da, 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 munca de infirmieră la spitalul orașului te-a transformat într-o mare măsură. Ah, nu-ți face griji, domnule. La revedere. La revedere, pe curând, la revedere. La revedere. Dragă Scarlett, au trecut 2 luni de la vizita pe care ne-a făcut-o Ashley în scurta sa permisie. Da, și situația războiului s-a înrăutățit. Statele noastre din sud nu mai pot face comerț cu alte țări. Tata a îngrămădit recolta de bumbac de la Tara în hambare. Oh, dacă ar fi putut să o transporte la Liverpool, ar fi luat o sumă frumușică, da? Dar nici când s-o poate transporta. Și toate lipsurile le resimțim noi, cei rămași acasă. Capitanul Butler și-a vândut repede vapoarele când a constatat că situația a devenit prea riscantă să mai importe mărfuri în ciuda blocadei. Oh, de s-ar sfârși odată războiul. Oh, și eu doresc din toată inima, mai ales acum, după cele ce mi-a spus doctorul Maid. Ce? Ce ți-a spus Mary? Bănuiam eu ceva, dar nu eram sigură. Ce bănuiai? Că sunt însărcinată. Sărcinat? Și o să nasc în august sau septembrie, Scarlett. Da? Scarlett, nu-i așa că e minunat? Ce mult te invidiam că l-ai pe Wade. Voiam nespus de mult să am un copil. Mi-era teamă că poate niciodată nu voi avea și scumpa mea și vrea să am 10. Oh, Mary. Știu că ești mirată. Dar nu-i așa că e minunat, Scarlett. Nu știu cum să-i scriu lui Ashley. Ar fi mai ușor dacă i-aș spune sau mai bine să nu-i scriu nimic. Oh. Draga mea, draga mea, nu trebuie să te necăjești pentru mine. Oh. Nu te liniști, Scarlett. Tu știi prea bine că nu e chiar atât de greu să ai un copil. Mi-ai spus-o chiar tu. Pe Charles l-ai anunțat când ai aflat de copil. Oh, taci. Scarlett, ce proastă sunt. Iartă-mă că am amintit de Charles. Taci! Draga mea, iartă-mă. Lasă-mă în pace, pleacă. Bine, plec. Doamnă! Da. Doamnă Melanie!
sosit o telegramă pentru dumneavoastră. O telegramă? Poftiți. Mulțumesc, Prissy. Da, să vă ce scrie. Doamnă Wilkes, cu părere de rău, vă aducem la cunoștință că maiorul Wilkes a dispărut în timpul unei recunoașteri acum 3 zile. Vă vom ține la curent dacă aflăm ceva nou. Colonel Higgins. Nu se poate. Nu se poate. Scarlett. Iartă-mă pentru ce ți-am spus. Acum știu că tu ești tot ce mi-a rămas pe lume, Scarlett. Știu că Ashley-a meu e mort. Nelly, ce vorbești? Uite, citește, uite. Da. Nelly, draga mea, e îngrozitor. Cel puțin am copilul lui. De oboseală, nu mai stai liniștită, Mary. Stai liniștită, am să mă ocup eu de noi răniți. Ei, ce mai e nou, oameni buni? Ne retragem. A trebuit să ne retragem. Iar cheii sunt mult mai mulți decât noi. I-am încercuit de cavaleriști. Oare vin aici, în Atlanta? Da, vin, dar nu vor trece mai departe. Nu vă speriați. Nu vor putea lua Atlanta. Nu vor putea, doamnă. Sunt mile întregi tranșei în jurul orașului. Taci! Vrei să bași femeile în spaimă? Cei din nord nu vor lua niciodată orașul acesta. Dar de ce nu plecați într-un loc mai sigur? Armata lui Lincoln nu va lua Atlanta. Dar când vor încerca, nu o să fie prea plăcut pentru nimeni. Vor cădea ghiulele cu tuiumul. Meli, tu trebuie să pleci cu mătușa Petey la Macon, iar eu voi pleca la Tara cu Wade și cu Prissy. Nu, Scarlett, nu pleca la Tara, nu mă lăsa singură. Nu m-aș simți atât de rău fără tine, Scarlett. Scarlett, dacă nu ești la nașterea copilului meu, eu voi muri. Nu mă părăsi, te rog. Tu ești o adevărată soră pentru mine. I-ai promis și lui Ashley că vei avea grijă de mine. Mi-a spus-o chiar el. Da, i-am făgăduit. Da, și am să mă țin de cuvânt. Bine, vom merge împreună la Tara. Mama o să fie fericită să ne știe lângă ea. Mi-ar face mare plăcere. Uite-l pe doctorul meu. Domnule doctor, bine ați venit. Tocmai vorbeam cu Meli să plecăm la Tara. Chestiunea de a pleca de aici este foarte delicată pentru dumneata, doamne Melanie. Nu. Dacă te deplasezi, nu răspunde nimic. Trenul poate fi capturat. Sper că nu ți se naște în tren sau într-o căruță. Trebuie să rămâi aici unde te poți supraveghea. Ai să faci bine să nu mai cobori și să urci scările astea mereu. Mătușa Petey poate să plece unde vrea. Ce spui, doctore? Da, domnișoară Petey, dumneata poți să pleci din iadul ăsta și să le lași pe tinerele doamne aici, în seama mea. Fără mine, mătușa lor. Da, soția mea îți va ține locul. Mă rog. Iar Scarlett va sta lângă Melly până la nașterea copilului. Nu ți-e teamă, nu-i așa, doamnă Scarlett? Oh, nu. Ești o fată curajoasă. Nașterea nu va întârzia mult. Cu bombardamentul ăsta, copilul poate să vină în orice moment. Acum, duceți-vă în casă. Hai, Melly, dragă. Vin și eu, fetelor. Mâine în zor plec din Atlanta. Eu, Red Butler. Intră. Așadar nu te-ai refugiat. Am văzut lumină și am îndrăzit să te deranjez. De ce ai rămas? Mătușa Petey pleacă dimineață, iar eu trebuie să stau cu Melly. Înțelegi? Ea este însărcinată și nu poate să plece în momentul ăsta. Acum s-a dus în camera ei. Situația de față e foarte periculoasă pentru ea.
ca și pentru mine. Oh, dumneata, vei da într-o zi de furcă ea încheiilor. Nu cred că ăsta e un compliment galant din partea dumitale. Nu e un compliment. Spune, când vei înceta oare să cauți complimente în orice cuvânt neînsemnat rostit de un bărbat? Când voi fi pe patul de moarte. Îmi place că ești sinceră. Dă-mi voie să-mi aprind o țigară. Te rog. Așadar, ai rămas ca să-i ții tovărășie doamnei Wilkes. E situația cea mai extraordinară pe care am întâlnit-o vreodată. Nu văd nimic extraordinar. Hai spune, de ce ai făcut-o? Fiindcă e sora lui Charles. Fiindcă e ca și sora mea. Vrei să spui, fiindcă e văduva lui Ashley. Eram aproape gata să-ți iert modul cum te-ai purtat la ultima noastră întâlnire. Dar acum e prea mult. Nu te rog, te rog, nu te mai zburli, nu? Am și așa destule necazuri. Ce necazuri mai ai? Am primit o scrisoare de la părinții mei, de la Tara. Ianchei sunt foarte aproape de casa noastră. Las. Nu mai plânge, nu. Ești mult mai în siguranță în Atlanta. Cum poți spune asemenea minciună? Cum? E frică pentru băiatul? Eu vă voi apăra, Scarlet. Mă iubești, nu-i așa? E bine, da, din când în când. Când nu te porți ca o secătură. Eu cred că mă iubești tocmai pentru că sunt o secătură. Nu-i adevărat? Nu, îmi plac bărbații cum se cade. Da. Adică cei pe care îi poți teroriza întotdeauna după plac. Ai fi în stare să mă iubești vreodată, Scarlet? Poate vorbind. Nu. Numai dacă ți-ai schimbat felul de a fi. Nu, n-am deloc intenția să mi-l schimb. Deci nu te simți în stare să mă iubești? Sincer, nu. O sperai? Nu fi încrezut. Ba da, sperai. Din nenorocire, trebuie să-ți spulberi speranțele. Îmi dau seama că îndrăgești amintirea lui Ashley, care fără îndoiare e în pământ de 6 luni. A trebuit să fie loc și pentru mine în inima ta, Scarlet. Îți fac o declarație de dragoste. Te-am plăcut de când te-am văzut prima oară la ferma 12 Stejari, când ne-ai cucerit pe bietul Charles Hamilton. E o cerere în căsătorie? Nu, ți-am spus că nu sunt făcut pentru asta. Dar de ce? Draga mea, vreau să aduc un omagiu inteligenței tale, cerându-ți să-mi fii prietenă. Am să-ți arăt ușa. Ieși afară. Ieși afară. Cum îndrăznești să-mi spui așa ceva? Ieși să nu mai pui niciodată piciorul aici. Doamna Scarlet, aveți o scrisoare. Poftiți. Mulțumesc. Bună ziua. E de la tata. Iubita mea, fiică, maică, ta și cele două surori sunt foarte rău bolnave, dar trebuie să sperăm că vor scăpa. Când maică ta s-a îmbolnăvit, mi-a spus să-ți scriu neapărat să nu vii acasă, ca să nu le expui pe micul ei și pe tine. Te salut cu drag, Gerald. Ce n-am plecat acasă la începutul asediului, atunci când tatăl meu fugea? Aș fi putut să iau și pe Melanie. Mamă, nu muri. De ce nu se naște odată copilul ăsta lui Meli? Dacă aș putea să plec de aici, să fiu acasă, să fiu oriunde, dar nu aici. Și bubuiturile astea nu se mai opresc. Vin dinspre sud și la sud e Tara și Ellen, mama mea cea dragă și bolnavă. Să mă duc la Meli în dormitor, să văd ce face. Meli! Da, Scarlet, da. Meli. Da, sunt trează din zorii zilei. Și mă tot gândesc. Scarlet, aș vrea să te întreb ceva. Ce dorești, Meli? Draga mea, mă îngrijorează bubuiturile astea. Se dau lupte spre Jonesboro, nu-i așa? Cred că da. Știu că ești neliniștită. Știu că dacă nu eram eu, te-ai fi dus acasă. E adevărat, nu-i așa? Da.
Îmi pare rău că-ți fac necaz. Nu, 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 stai liniștit. Scarlet, dacă mor, o să ai grijă de copilul meu. Meli, nu fii proastă. Tu găsești că nu avem destule motive de neliniște ca să mai vorbești despre asta acum? Iartă-mă, draga mea, dar făgăduiește-mi, te rog. Te rog. E bine, da, ți-o făgăduiesc. Au început durerile încă din zori, dar nu prea mari. Ce mai dureri? Da. Pe ce nu m-ai chemat? Am să-l anunț pe doctorul Mit. Nu, 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 încă, Scarlet, tu nu știi cât e de ocupat la spital. Ba da, o trimiți pe Prissy după el. Bine, 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 fă cum vrei tu. Prissy! Prissy! Da, doamnă! Trebuie să duci să-l cauți pe doctorul Mit la spital, da? Doamna Melanie nu se simte bine. Da, da, mie mi-e frică să mă duc până acolo. Fricoasă! Oh, bine, atunci o să mă duc eu. Tu stai aici, lângă doamna Melanie, ai înțeles? Da, da. Îi răcorești fața cu apă rece. Uite, ia buretele astea. Așa, ia, da. Așa, ai grijă. Da? Am plecat! Hai, hai, hai! N-ați plecat din oraș? Să plec? Unde? La noi plecăm! Vin trupele lui Lico! Ce nebunie! Opriți! Vă rog, opriți, domnule ofițer! Doamnă! Să vin trupele lui Lincoln? Da. Sunteți sigur? Da, doamnă. S-a primit acum o jumătate de oră la cartierul general o depeșă de la Jonesboro, unde se dau lupte. Ce vom face? Nu știu ce să vă spun. Armata se retrage. Cât trebuie să fug? Mână, căruța! Nu pot lăsa pe Melanie. Trebuie să nască într-un moment rândat. Toți fug, toți! Hai, hai, hai! Îngrozitor! Am ajuns la spital. Apă! 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 Vă rog, da? Nu luați-o pe doctorul Mit. Doctorul Mit este în salonul de acolo. Da, doctorul Mit! Doctorul Mit! Da, da, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Te rog, trebuie să vii. Trebuie să vii, Melanie, pe care să nască. Durerile sunt foarte mari. Te rog, domnule doctor, te rog. Un copil? Ești nebună. De ce? Nu, nu pot. Nu pot să-i părăsesc pe acești oameni. Doctore... Gata să-și dea duhul. Încearcă să găsești o femeie care să te ajute. Dar nu, 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 trebuie să vii dumneata. O să fie o naștere grea. O să moară dacă nu vii. Să moară, da, 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 o să moară toți oamenii aceștia. Nu sunt pansamente, nu sunt medicamente. Doctore, dacă aș avea puțină morfină. Puțin cloroform, numai puțin pentru cei care suferă atât de mult. Blestemat să fie războiul. Doctore, te implor. O să încerc, fetița mea. Nu pot să-ți făgăduiesc nimic, dar o să încerc. Te rog. După ce toți acești răniți vor fi pansați. Voi încerca. Du-te acum. Nu mă încurca. Nu e mare lucru de făcut când vine un copil. Hai, du-te. Du-te, te rog. Hai, hai, bine, zi! Ce fac? Ce fac? Trebuie să mă grăbesc. Trage-le! Trage-le! Armata părăsește orașul. Groaznic e războiul. Du-te în grădină și joacă-te. Da, mie mi-e foame. Lasă-mă, du-te în grădină. Ai înțeles? Doamna, doamna, vine doctorul. Nu, Prissy, nu poate. Veniți sus, repede. Scarlet. Ce-i, Meli? Ce-i? Vino, te rog. Dar ce-ai? Ce-i, Meli? Nu te simți bine. Prissy! Fă focul repede și ai grijă să fie apă multă fiartă în cazan. Strânge toate prosoapele din casă. Caută un ghem de ață și foarfecele. Adu-mi-le repede. Să nu-ți spui că nu știu unde sunt. Hai, grăbește-te. Scarlet, n-ar fi rău să pleci. Eu tot am să nasc. Lasă-mă în postire. Totul o să fie bine. Ziua.
Bine că a născut Melanie, un băiat de la far. Și după chinurile prin care a trecut, ce liniștită doarme. Trec soldații. Se retrag trupele noastre. Prisi, tu știi unde este capitanul Butler la Hotel Atlanta? Da, doamnă. Du-te acolo imediat. Spune-i că am nevoie de el. Să vină imediat cu o trăsură sau cu o ambulanță, dacă poate găsi una. Spune-i de copii, spune că trebuie să ne scoate de aici. Hai, da? Du-te, da. Grăbește. Și dacă domnul capitan nu e la hotel? Întreabă unde-l poți găsi. Hai, nu știu. Bine, te descurci. Caută-l peste tot. Fugi, Vinco! Scarlet! Ce să-i spune acestei femei îmbolzite de spaimă? Ce? Trebuie să-mi stăpânesc emoția. Ce e, Mela? Ce te-a apucat? Mi-e frică, draga mea, mi-e frică. Știță, o să plecăm de aici. Depozitul de muniții. L-ai găsit pe capitanul Butler? Ce a spus? Vine? Da, vine imediat. Oh, vine? Aduce un cal? Da, așa mi-a spus. Îmbracă-l pe Wade. Pregătește bagajele pentru noi toți. Pune totul într-un cufăr. Ai grijă să-l împășori pe copil în două cursoape groase și să iei scutecele. Hai, Sergio! Hei, Scarlet! Am sosit! Red! Am auzit că vrei să pleci într-o călătorie. Da. Să nu-mi spui că ți-e teamă. Am îngrozitor de frică. Dar n-am timp de discuție. Trebuie să plecăm cât mai repede. La dispoziția noastră, doamnă. Dar unde e de gând să pleci? E închei, sunt peste tot. Nu există decât o singură șosea pe care nu au încă în stăpânire și pe care armata noastră se retrage. Hai, spune, unde vrei să mergi? Acasă, la Tara. Ah, probabil că la ora asta au și ocupat-o. Nu te poți duce acasă, nu o să puteți trece printre liniile inamice. Dar vreau să merg acasă, vreau acasă, mă duc acasă. Chiar mi-ar fi să fac drum pe jos. Stai, nu pleci. Hai să te duci acasă, fetița mea curajoasă. Nu pleci, trebuie să ne grăbim. Pentru Melanie o să fie periculos să meargă în această căruță hodorogită 25 de mile. Îmi face mai bine să o lăsăm la doamna Mead. A plecat și eu. Și nu pot să părăsesc pe Mary acum în situația asta. Perfect, bine, atunci o luăm cu noi. Unde-i fetișcana aia năroadă? Să pună o saltea în căruță aici. Iisus, face cufărul. Cufărul? Nu-l puteți lua. Căruța e prea mică și poate să-și piardă roțile. Iar calul e prea prăpădit. Da, bine, hai să o anunțăm pe Mary. Hai să ne... Mary! Da? Mary, plecăm la Tara. Red ne ia cu el. E singura noastră scăpare. Bine, Scarlet, bine. Ia tu copilul. Încet pe scătoare. Eu am să te duc în brațe până la căruță, unde o să stai cu copilașul cu salta. Hai, ține-mă de el. Calul nu face multe parale, Scarlet. Întinde pădurea. Prisi, hai, unde-și tu cu ei? Hai, Wade. Da, am luat câteva lucruri din bocceaua asta. Hai, urcă, Scarlet, aici pe capră. Tu stai acolo pe pădure. Da, ajută-mă! Haide! Pasus! E, gata, plecăm, hai! Dică-l, hai! Ăsta trebuie să fi fost ultimul tren cu mânuți. Trebuie să trecem pe foc? Ei, nu dacă ne grăbim. Hai, repede! Di, hai! Auzi, soldații! Privește-i bine spre a putea povesti nepoților tăi că ai văzut cum se retrage armata noastră. Ce am fi făcut fără tine? Gata, iată-ne ieșiți din oraș. Am ajuns la șosea. Repede. Scarlet, ești hotărâtă să faci nebunia asta? Ce să fac? Ți să ajungi la Tara? Da. Perfect. Poate veți reuși dacă Yankee nu sunt postați mai sus pe șosea. Veți reuși? Cine adică? Voi. Cum?
Dar, Red, tu nu mergi cu noi? Nu, vă las aici. Cum ne lași aici? Unde te duci? Întreburi mult mai important. Red, glumește. Mă jignești, Scarlet, că e în glumă ceea ce-ți spun. Pleacă de aici. Pleacă imediat. Nu vreau să te mai văd niciodată. Pleacă. La revedere, Scarlet. Fii. Fii. Cine ești? Sunt eu, Scarlet. Am venit acasă. Fata mea. Fata mea, drag. Tată, în căruță e Melanie și copilul ei. Wade, nepotul dumitare și Prissy. Da? Îmi pare bine. Îmi pare nespus de bine că ați venit. Melanie, ești la tine acasă aici. Ferma 12 Stejari a fost prefăcută cenușă. Trebuie să stai la noi. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Gerald. Mi-e sete, mamă. Da, Prissy, du-te cu ei și dă-i puțină apă să bea. Da. Tată, bolnavele noastre s-au făcut bine? Da, da. Fetele sunt pe cale să se vindece. Dar maică ta... Ce cu ea? Maică ta a murit. Tată, nu se poate. Nu se poate. Copilașul meu a venit acasă. Oh, domnișoare Scarlet, draga de tine. Da, am venit. Nu mai avem nimic, domnișoare. Dușmanii ne-au ars recolta de bumbac, ne-au luat totul, au pustit grădinile. Mâine mă duc la Jonesboro cu bijuteriile mamei să le vând, să fac rost de provizii. Tara este destinul meu. E lupta vieții mele și trebuie să ies învingătoare. Tata și-o fi pierdut mințile. Nu, e doar deprimat. O să-și revină, trebuie. Ce-aș face altfel? Nu, mai bine să nu mă gândesc. Ce ai, fata mea? Mami, sunt foarte obosită de pe drum. Acum când mama nu mai este, când necazurile au făcut din tata un copil, când banii și liniștea au dispărut, ogoarele devastate ale tari sunt tot ce ne-a mai rămas. O veste mare. Spune-mi, Scarlet, spune-mi ce. S-a sfârșit războiul. Suntem salvați. Tara va reînvia. Războiul ăsta care părea că nu se va mai sfârși niciodată. Războiul ăsta pe care nu l-a dorit nimeni. S-a sfârșit. Pentru totdeauna, Mary. Războiul s-a sfârșit. Și Ashley... Ashley, dacă mai e încă în viață, Ashley, al meu, va reveni. Da, cu siguranță, draga mea. Da, dar... Doamna Scarlet, veniți repede. Dar ce, mami? Priviți pe fereastră. Oh, e Peter, bătrânul negru de la mătușa Pitty din Atlanta, să-l întâmpinăm. Peter! Bine v-am găsit. Peter, sper că mătușa nu-i bolnavă. Nu, e foarte bine, dar fără dumneavoastră suferă cumplit. Noi n-avem nevoie de doamna Scarlet și de doamna Melanie. Ba, avem grozavă nevoie. Nu mă pot întoarce acum acasă. Voi veni poate la toamnă, Peter, după culesul bumbacului. Am o scrisoare pentru dumneata. O scrisoare pentru mine? De la cine? Dușoara Pitty mi-a spus așa. Tu, Peter, îi dai asta cu multă grijă doamnei Melie. Ashley... A murit Ashley? Nu. E o scrisoare de la el. Oh, aleșinat, oh. De ea.
Repede, repede să o punem pe canapeaua din salon. Așa. Aici. Domnul Wilbur de la Macon a adus scrisoarea domnișoarei Pitty. El a fost în același lagăr de prizonier cu domnul Ashley. Da, dă-mi-o, te rog, mie. Da, poftim, doamnă Scarlett, poftim. Iubita mea, Melly, revin lângă tine, te sărut cu drag, Ashley. Oh, Peter. Oh, ce bine. Oh, ce bine pare. Ashley. Ashley e sănătos. Mami, vezi, cine a venit? Cine e fața casei? Imediat. Ei, dar ce-i cu voi? Ce-i cu tânărul soldat de pe cal? E un camarad al meu, pe nume Will Benton. Are și la te bolnav, ne întoarce de pe front. Ce are? Cred că pneumonia are febră mare. Ajută-ne să-l aducem în casă. Da, da, doamnă, vă rog. Oh. Mami, ia-l de picioare. Dar are o proteză de lemn la piciorul stâng. I-a fost amputat de la genunchi. Aici, pune-l aici. Așa. Nu ocupăm noi de el. Lasă, se înstrătenește. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Eu plec mai departe spre casă. Ai fost foarte bună cu mine. Și eu nu sunt decât un străin care nu semn nimic pentru dumneata. V-am adus o mulțime de griji și de necazuri, dar dacă n-aveți nimic împotrivă, voi rămâne aici să vă ajut și să lucrez până când vă voi despăgubi toată osteneala. De altfel, nu cred că vă voi putea vreodată răsplăti, căci nimeni nu poate plăti celor ce au salvat viața. Will, sper că o să ne fii de mare ajutor. Uite, eu singură nu mă mai simt în stare să duc povara fermei astea. Ia priviți. Avem oaspeți, un soldat. Și eu credeam că am terminat cu vizitele soldaților. Nădăjduiesc că ăstuia nu-i va fi prea foame. Păi da, proviziile noastre s-au cam terminat. Mary! Mary! Da, Scarlett! Privește! Acolo! Ashley! Ashley! Simt că o să leșim. Ashley! Ești dragul meu. Dragă, Melly, dragă Melly. Uite, e Ashley, soțul ei. Da? Da, a sosit. Mă duc să le întâmpin și eu. Nu le stricați această unică clipă. Ba da, te rog, lasă-mă, nu mă opri, lasă-mă. Dar e bărbatul ei, nu-i așa? Da, e Ashley. Scarlett, bine v-am găsit. Ashley. Ți-l prezint pe Will, Will Benton. Și el e un fost ostaș. Îmi pare bine. Ashley, mă duc să-ți pregătesc ceva de mâncare. Vin și eu, doamnă Melly. Să trec pe la grajduri. Scarlett, de mâinile tale să-mi sărut. Sunt cele mai frumoase mâini pe care le cunosc. Sunt frumoase, fiindcă sunt puternice. Sunt pline de bătături și scrieturi și... Tu îți bați joc de mine. Fiecare bătătură e o medalie, Scarlett. Fiecare zgârietură un brevet de curaj. S-au bătătorit pentru noi toți. Pentru tatăl tău, pentru surorile tale, pentru Melanie, pentru copilașii noștri, pentru negri și pentru mine. Nu mai am cămin și tot ce am avut l-am pierdut. Lasă prostiile. De ce te temi, Ashley? De lucruri fără nume care par stupide când încerci să le definești prin cuvinte. Regret frumusețea pierdută a vieții de altă dată pe care o iubeam. De când a izbucnit războiul, viața s-a năpustit asupra mea. Tu, Scarlett, ai luat viața de coarne și ai supus-o voinței tale. Dar eu nu știu cum să trăiesc în lumea asta. Îți spun că mă tem. Nu, să nu te temi, Ashley. Pentru că o să găsim și de acum încolo un mijloc ca să ieșim din încurcătură. Draga mea, da. Fetița mea curajoasă. Ashley, mă iubești, da? Tu mă iubești, hai, spune-mi. N-am să reușesc niciodată să te fac să înțelegi. Voi pleca cu Melanie și cu copilul. Nu, cum să pleci? Nu, Ashley, nu, tu nu poți pleca. Cum, unde să te duci? Nu mai îmi rămâne nimic. Nimic de iubit. Nimic de apărat. Te-am pierdut.
Am să pierd citara. Da, da, îți rămâne ceva. Ashley. Un lucru pe care îl iubești mai mult decât pe mine. N-ai pierdut încă tara. Da, Ashley. Atât mi-a mai rămas. Nu, nu-i nevoie să pleci. Nu, n-am deloc intenția să vă las să muriți de foame, fiindcă tu nu mă iubești. Da, o singură persoană are bani, Red Butler. Da, și o să ne ajute să ne descurcăm mai departe. Oh, Scarlett. Las, Ashley. Uite, acum te las pentru că trebuie să mă pregătesc de plecare. Plec la Atlanta. Mami! Mami! Ce-i, doamnă Scarlett? Mami, trebuie să plec la Atlanta. Am nevoie de o rochie nouă. Din ce? Din perdelele astea de catifea din hol. N-ai să scoți perdelele de aici. Ba da, le scot. Trebuie să plec să fac rost de bani. Nu mă pot duce așa în hală, să nu vezi cum sunt. Nu știi cât de mult avem nevoie de bani. Vă să zic că e nevoie de o rochie frumoasă, da, și nouă ca să împrumuți bani. Da. Istoria asta nu-mi place. Și cu cine pleci? Singură, mă duc singură. Asta s-o crezi dumneata. O să merg și eu, dar nu o să te slăbesc un pas. Ieșim din înghesuiala ta. Nu-mi place deloc pe aici. Hai, mami, hai. Hai, uite trăsura. E trăsura mătușii. Hei, oprește. Doamnă Scarlett. Pite, mătușă Pite. Scale, draga mea, ce te aduce în Atlanta? Ei, unele treburi pe care trebuie să le rezolv în legătură cu ferma noastră de la Tara. Hai, urcați. Da. Hai, mami, așa. Ei, mătușă Pite, ce mai e în opt în oraș? Vai, vor să-i lase pe negri să voteze. Tu ai auzit așa ceva? Draga mea, Red Butler e în închisoare. Red? Da. Red Butler? Da, e încurcat într-o problemă de afaceri. Da, nu mi-era simpatic deloc. M-am certat cu el în timpul asediului după ce a plecat dumneata la Macan. Dar unde îl țin? La cazarma pompierilor de lângă piață. Ah, soldații lui Lincoln au transformat în închisoare. Am să mă duc mâine să-i fac o vizită. Domnule capitan, aș vrea să văd un deținut, Red Butler. Sunteți rudă cu el, doamnă? Da, sora lui. Are o mulțime de surori. Și ieri a venit una. Doamnă, mă duc să văd ce pot face pentru dumneavoastră. Cum vă numiți? Înțelegeți, deținutul a refuzat să primească ieri pe... Mă rog, pe doamna de ieri. Scarlett, domnule capitan. Da. Surioara mea dragă. Închisoarea văd că nu te-a schimbat deloc. N-am dreptul să te sărut? Pe frunte ca un frate. Ce bine ești că ai venit să mă vezi, Scarlett. Când ai sosit în Atlanta? Ieri după amiază. Draga mea, dar asta e mai mult decât bunătate. Mătușa Pite mi-a vorbit de cele ce ți s-au întâmplat și m-am gândit toată noaptea. Ce groaznic trebuie să fie aici. Red, sunt tare mâhnită. Serios, Scarlett? Fac ce să fiu închis numai ca să te revăd și să te aud spunând astfel de lucruri. Când mi s-a spus cine mă caută, nu-mi venea să cred. Înțelegi? Nu speram că mă vei ierta pentru noaptea aceea când ai plecat la Tara. A, nu te-am iertat. Nu încerca să mă păcălești. M-ai iertat? Femeile n-au obiceiul să înfrunte sentimentele ca să vadă un deținut numai din milă. Dar arăți înfloritoare și ești foarte, foarte elegantă. Mă duc bine la Tara. Ei, acum totul s-a aranjat. Ei, bineînțeles că am trecut prin clipe îngrozitoare, da? Ești încântătoare în rochea asta, da? Draga mea. Și nenorocirea este că o știi.
Oret, cum poți să tachinezi o biată țărâncuță ca mine? Da? N-am venit aici ca să aud complimentele tale. Am venit fiindcă... Fiindcă ce? Red, sunt atât de îngrijorată pentru tine. Când o să te lase să ieși din această îngrozitoare închisoare? După ianchie ar trebui să am un testament frumos. În momentul acesta se pare că toată lumea se interesează grozav de finanțele mele. Da? În fiecare zi sunt dus de la o comisie la alta pentru diverse anchete. Umblă zvonul că am șters-o cu așa zisul tezaur al Confederației. Și adevărat? De ce mă întrebi? Pentru că sunt foarte neliniștită pentru tine. Și crezi că ai vreo șansă să ieși de aici? Poate. Ură. Nu plânge, draga mea. Nu. Uite-te la mine. Termină cu mutra asta de mironosiță. Așadar, merge de minune la tare, da? Ați recoltat atâta bumbac încât poți să și voiajezi. Dar cu mâinile astea ce ai făcut? Astea nu sunt mâinile unei doamne. Taci. Ce proastă sunt că am venit aici. Scarlet. Nu ești amabil cu bietele mele mâini. Dar toate astea, fiindcă am călărit săptămâna trecută, vreau să-mi fi pus mănuși. Ai călărit atunci, pe dracu. Ai muncit din greu. Ce ai de spus? De ce mă minți? Te rog. Ce-ar fi să-mi spui adevărul? Da. Care e adevăratul scop al vizitei tale? Văzându-te aici, am fost gata să cred că ai puțină simpatie pentru mine și că ești îngrijorată pentru soarta mea. Da, sunt, sigur că sunt, știi. Nu e adevărat. Ce dorești? Ce, ai crezut cumva că te voi cere în căsătorie? Nu, Red, te rog, în numele vechii noastre prietenii, Red, vreau să-mi faci un mare bine. În sfârșit, doamna cu mâinile bătătorite ajunge la scopul vizitei sale. Ce dorești? Nu fi rău. Bani? Să nu fi rău. Aș vrea să mă împrumuți $300. Ai mare nevoie de bani ăștia? Da, adică nu grozav, dar sunt necesari, Red. Ce să faci cu ei? Să plătesc impozitele tale. E bine, fiindcă ești femeie de afaceri, am să mă arăt și eu un om de afaceri. Ce garanții îmi oferi? Cercei mei. Nu mă interesează. Atunci, o ipotecă pe tara. Ce să fac eu cu moșia? De ce? O plantație bună. Ce alte garanții mai oferi? Pe mine însă. Da? Tara merită orice. Și chiar mai mult. Îmi dai banii? Nu-ți dau. N-am niciun ban la mine, n-am niciun ban în Atlanta. Ret, ești odios. Ești o ființă netemnă. Eram singura ta posibilitate? Ce vrei să spui? Eram singurul bărbat căruia te-ai gândit să-i joci această mică comedie? Da. De necrezut. Totuși am să-ți dau un sfat. N-am nevoie de sfaturile tale. Nu vreau să te mai rețin. Doamne Scarlett! Hey. Doamne Scarlett! Hey. Domnule Frank Kennedy! Ce faci singură în cartierul ăsta? Am fost să vând niște broderii făcute de mine. Am nevoie de niște bani pentru plata impozitelor la ce tare. Plăcere să te văd! Poftește întrăsure! Da! Mulțumesc! Toată lumea e bine la tara? Da! Mai mult sau mai puțin! Domnule Kennedy, sunt atât de surprins să te văd în Atlanta. Sue Ellen, sora dumitale, nu ți-a spus că m-am stabilit aici? Nu ți-a vorbit de magazinul meu? Nu mi-a spus nimic. Ai un magazin? Da, am un magazin foarte frumos. Lumea spune că am simțul afacerilor, pentru că reușesc să câștig destul de bine. Sper că ai agonisit ceva bani. Anul ăsta am câștigat $1,000. La anul sper să am un beneficiu net de $2,000 pe care am să investesc într-o afacere rentabilă. Despre ce afacere e vorba? O femeie frumoasă ca dumneata nu trebuie să se priceapă la afaceri. Uite, mă interesează. Ei bine, e vorba de un gată. Ce?
Un fel de fabrică de cherestea în care se taie butuci și se fac scânduri. Vreau să-l cumpăr. Oamenii par a fi cuprinși de febra reconstrucției și pot vinde scândurile la orice preț. La... Sper, nădăjduiesc că știi de ce țin atât să câștig bani. Nu. Vreau să mă căsătoresc cu Suelen. Nu-mi spune că nu știai că îți voi deveni cumnat primăvara viitoare. Oh, Frank, nu voiam să-ți spun, dar credeam că ești la curent. Credeam că Suelen ți-a scris. Ce? Ți-a scris? Da, cred că s-a jenat. Se mărită cu Tommy Fontaine luna viitoare. Oh, îmi pare rău că ți-am spus. Nici vrei, s-a săturat de așteptat și s-a temut să nu rămână fată bătrână. Asta nu mă așteptam. Da, Frank, dar uite, am o mare rugăminte la dumneata. Împrumutăm $300 până la recolta viitoare de bumbac, când ți-i dau înapoi. Chiar... E o sumă destul de frumoșică. Dar am să ți-i dau. Îți mulțumesc din tot sufletul, Frank. Te rog să vii să iei masa cu noi astă seară la mătușa Pitty. Dar, Frank, să nu spui nimic despre cele ce am discutat. Oh, nu voi spune nimic, nimic. Am să-ți aduc și bani într-un plic. Ești atât de drăguț, Frank. Uite, datorită dumintale, mă simt mai curajoasă. Da, am ajuns. Te rog, oprește. Da. La revedere. Te așteptăm. La revedere. La revedere. Scumpă doamnă Scarlett Kennedy, prea scumpă doamnă Kennedy, fostă Hamilton. Ce cauți aici, Red Butler? În magazinul soțului meu, Frank. Am fost în vizită la mătușa Pitty și am aflat că te-ai căsătorit cu domnul Kennedy. M-am gândit să vin să-ți prezint felicitările mele. Da, dar eu nu înțeleg cum îndrăznești. Tu ești cel mai... Nu, stai, ce-ar fi să facem pace? Oh, ce păcat că ți-au dat drumul de la închisoare. Da, pot să iau loc? Nu. Bine, eu am să stau totuși. Așa. Am constatat cu regret că n-ai putut să mai aștepți nici măcar 2 săptămâni. Ce nestatornice sunt femeile. Spune-mi, Scarlett, între noi fie vorba, fiindcă suntem prieteni atât de vechi și de buni. N-ar fi fost mai cu minte să mă aștept să ies din închisoare? Sau viața conjugală cu Frank Kennedy are mai mult farmec? Red, încetează. Te-ai căsătorit din interes? Știi că dacă ai venit să mă insulți, poți pleca. Nu, am venit ca să-ți urez viață lungă și noroc în căsnicii. Apropo, ce spune sora ta, Sue Ellen, de festa pe care ai jucat-o? Ce festă? Modul în care l-ai furat pe Frank de sub nas. Dar nu e... Dar cum, la Frank m-a iubit din adolescență și mi-a cerut mâna și ne-am căsătorit. Ai nu minți. E bine, nimic. Cine mai bun are Suelen? Ai găsit banii pentru plata impozitelor? Am găsit. Da, dar pariez că nu fără greutate. Ai reușit să te prefaci până când ai avut inelul în deget. Săracul Frank Kennedy. Red, ești cel mai ticălos. Și acum nu mai ai nevoie de bani. De ce te interesează? Fiindcă ești cât pacis să-mi cer să te împrumut. Nu te cunosc. Și ceea ce-i mai nostim e că sunt dispus să-ți împrumut bani fără să-ți pretind măcar scumpă, doamnă Kennedy, acea frumoasă garanție pe care mi-ai oferit-o de curând. Ești ființa cea mai... Nu, să lăsăm epitetele injurioase. Știi că sunt la curent cu tot ce se întâmplă în legătură cu tine. Știu că Ashley stă la tara de când s-a întors din prizonierat. Știu că te-ai resemnat chiar să găzduie și pe Mary, soția lui, ceea ce nu cred că îți face plăcere. Ashley este... Da, de ce nu-și ia familia și nu-și caută de lucru undeva? De ce trebuie să stea la tara? Acum îndrăznești. Ashley muncește ca un sclav. Da, bine, să trecem la probleme mai practice. Câți bani vrei și ce ai de gând să faci cu ei? Nu știu exact suma de care am nevoie, dar vreau să cumpăr un gater, 2 căruțe și 2 catări buni. Aș mai avea nevoie de un cal și o trăsură pentru mine personal. Un gater? Da, și dacă îmi împrumuți bani, îți dau 50% din câștig. Glumești? Încetează să mai râzi, diavole! Vorbesc serios!
De asta râd, de asta râd. De ce? Mă întreb dacă în afară de mine își mai dă seama cineva de ceea ce se petrece în spatele chipului ăstuia înșelător și fermecător. Nu te gândești niciodată la nimic altceva decât la bani. Mi-am dat seama că banii sunt lucrul cel mai important în lume și sunt hotărâtă să nu mai îmi lipsească niciodată. Scarlet, dacă ți împrumut bani, țin să-mi rezerv dreptul de a pune condiția să te întreb dacă îl mai iubești pe Ashley. Nu văd de ce te interesează. Așadar îl mai iubești. Și dacă? Ei, grozav mă mai interesează această dragoste curată. Nu fii așa de curios, Red. În condițiile astea, ieși afară. Câți bani vrei? Ți-am spus încă nu știu. Red, poți să fii cu mine acum? Unde? Vreau să mă însoțești în drăsură, până la gater. A început să plouă. Vreau să cumpăr gaterul acum. Înainte ca să-ți schimbi tu părerea, înțelegi? Hai, Red, hai, nu te lăsa rugat. Ce dacă plouă? Hai, hai să ne grăbim. Ai născut? Da. Ce, e fată sau băiat? E fată. O cheamă Ella Lorena. Ah, frumos nume. E, dar nu te-ai mai arătat de mult. Pe unde ai mai umblat? Prin Cuba, New Orleans și alte locuri. Ce vești mai ai de când nu ne-am mai văzut? Destule. Da? Tata a murit. Sora mea, Sue Ellen, s-a măritat cu Will Benton, un soldat care s-a stabilit la Tara, după ce a venit rănit de pe front. Karen, sora mea cea mai mică, a plecat la mănăstire. Ashley cu familia s-au stabilit aici, în Atlanta. Iar mie merg afacerile bine, destul de bine. În sfârșit. Dar tu ce ai făcut la New Orleans? Te duci cam des acolo, lumea spune că... Da? Ce spune lumea? Că ai de gând să te însori acolo. E adevărat, cred. Te-ar supăra? Mi-ar pare rău. Uite-te la mine, Scarlet. Poți să spui prea curioșilor tăi cunoscuți că dacă o să mă însor vreodată, o voi face pentru că n-am putut avea femeia pe care o doream. Și pe unde ai mai fost? E, în ultima lună la Charleston. A murit tata. Îmi pare rău. N-ai de ce, lui nu i-a părut ce nici mie. Red, cum poți spune așa ceva? N-a existat niciodată prea multă afecțiune între mine și el. Scarlet, cum l-ai făcut să vină la Atlanta pe Ashley? I-am spus că am nevoie de ajutorul lui, pentru că n-aveam pe cineva serios care să se ocupe de gater. Vreau să zic că l-ai îmbrăbădit. Red, între la mine nu mai vezi un ban pentru afacerile de mitare. Doamna mea cu două fețe, mă pot lipsi de ei. Da? Bine, plec. Red, nu te bucuri? Îmi închipui că Frank nu mai poate de mândrie că are un copil. Bineînțeles. Și are tot felul de proiecte pentru viitorul copilului său. Atunci spune-i... Ce să-i spun? Zi să mai stea pe acasă. Red, ești dezgustător. Nu, nu. Ce vrei să insinuezi? N-am vrut să spun că Frank are argă după alte femei. Frank al tău. Nu, nu. Doamna Wilkes? Eu sunt doamna Wilkes. Ce doriți, domnule ofițer? Vreau să vorbesc cu domnul Wilkes și cu domnul Kennedy, vă rog. Nu sunt acasă. Sunteți sigură? Dacă îmi dați cuvântul dumneavoastră, n-am să percheziționez casa. Vă dau cuvântul meu, dar dacă doriți, puteți face percheziția. Nu. Ei, vom aștepta afară până se întorc. Conjurați casa, în numele fiecare care vrea. Scarlet, ce s-o fi întâmplat? Au dat năvala, ești soldații lui Lincoln. Nu știu, Mary. De ce se aude? Ei, trec pe stradă, niște cheflii. Stai! Domnule și arestat! Dar ce drag? Ce dracu vrei? Ashley! Ashley! Ashley și Red!
Scarlett, adu-l în casă, domnule Butler. Cadavăr. Îmi pare rău, doamnă Wicks, dar soțul dumneavoastră este arestat. Arestat? Eu? Pentru ce? Pentru veție? Ia, adu-l în casă, domnule Butler, dacă, bineînțeles, ești în stare să mergi. Vai, se poate. Așează-l pe scaun, haide. Domnule Butler, nu-ți e rușine că l-ai adus în halul ăsta? Oh, frumoasă răsplată, da? Îl aduc acasă în spinare și asta e răsplata? Nu, eu nu sunt chiar atât de beat. Dați-i drumul, domnule Butler, e arestat, sergent. Dar de ce este arestat? Pentru complicitate într-un atac asupra unor soldați, Ian Key, atac care a avut loc astă seară. La astă seară? Nu cred, nu, a fost cu mine toată seara. Unde ați fost? Ei, nu pot să spun aici cu doamnele de față, nu. Mă rog, doamnelor, poate sunteți atât de bune să ieșiți o clipă. Nu vreau să ies, am și eu dreptul să știu unde a fost soțul meu. Și eu. Oh, e bine. A fost la o petrecere. O petrecere cu șampanie, cu fete. Acum, domnule ofițer, sunteți bun să plecați? Ne-ați făcut destul tărăboi pentru o singură seară. Îmi pare rău că v-am deranjat. Bună seara. Bună seara. Haideți, băiți. Închideți ușa repede. Ashley e rănit. De ce l-ai adus aici ca să fie arestat? Era prea slăbit ca să fugă mai departe. Dar Frank unde e? Când am ajuns astă seară la plantația Sullivan, l-am găsit pe Ashley rănit. Ceilalți fugiseră după o încăierare cu Yankee. L-am ridicat și l-am adus pe furiș aici. A fost și Frank acolo? Da. Frank a fost împușcat, e mort. Oamenii mei l-au luat și îl aduc la miezul nopții acasă. Oh, ce grozăvie. Dar ce a trebuit? Cine-i? Eu, Red Butler, doamnă Pitty. Domnule Red. Neseară, dar ce-i cu dumneata la oasă? Vreau să vorbesc cu Scarlett. S-a culcat domnule Butler și nu vrea să vadă pe nimeni. Biata fata e cu totul copleșită după înmormântarea lui Frank. Cred că pe mine mă va primi. Spuneți-vă, rog, că plec mâine și s-ar putea să lipsesc multe vreme. E ceva foarte important. V-am spus, domnule Butler. Cine e? Eu sunt Red. Vin, îndată. Știți, doamnă Pitty, am ceva de discutat în legătură cu o problemă de afaceri. Ceva proiectat de mine și fostul domn Kennedy și... Da, da. Bine. Mă duc la mine în cameră, mă duc. Ce e, Red? Poți să închid ușile salonului? Da. Bine. Faptul că Bill Frank te-a părăsit te-a adus într-o stare de nerecunoscut. Ai nevoie de bani? Bani? Oh, nu. Red, mi-e frică. N-ar fi trebuit să mă mărit cu Frank. Am făcut rău. Era prietenul lui Sweran, sora mea. Și pe ea o iubea, dar eu l-am mințit și i-am spus că ea se mărită cu Tom Fontaine. Și cum am putut să fac așa ceva? A zic așa, da? Mă întrebam adesea cum ai făcut. Da, și pe urmă l-am nenorocit și l-am pus să facă atâtea lucruri care nu erau în firea lui. Și m-am ocupat eu singură de gata. A deschis un restaurant și lui era rușine că eu m-am amestecat în toate astea și acum îmi dau seama că am greșit. Ce coșmar! Lasă. Nu plânge, liniștește-te, șterge-ți față. Nu, n-are sens să te mai frămânzi. Dacă ar trebui să o iei de la capăt, ai face altfel, a? Crezi că ai face altfel? Nu, adică nu știu. Dar puteam să fiu mai drăguță cu bine, el. Da, bine, lasă, nu te mai necăși. Vreau să spun motivul pentru care am venit astă seară ca să te anunț că plec. Unde pleci? Mai multe orașe, țări. Asta a fost motivul vizitei tale? Nu. De fapt, vreau să-și cer să te măriți cu mine. Cu tine? Ești cel mai mojic om de pe lume. Dacă îndrăznești... Dacă îngenunchez în fața ta... Red Butler, n-am poftă de glumele tale nesărate. Acum... Cum? Eu n-am să mă mai mărit niciodată. Ba da. Hai să te măriți cu mine. Dar eu te iubesc. Ești dispusă să reflectezi la ce ți-am propus? Da, preferă să ți-o spun acum. Vreau să plec la Tara pentru mai multă vreme și eu n-am să mă mai mărit niciodată, pentru că... Adevărat? Din ce motiv? Pentru că mă simt sfârșită. Am să te fac eu să te simți sfârșită. Am să te sărut, așa... Urât. Hai, spune da. A furisit-o.
cu adevărat. Vreau să-mi spui adevărul. De ce ai spus da? Uite-te la mine, uite. Pentru banii mei? Red, vai. Nu mă las impresionat de tremurul pleoapelor tale. Mă iei pentru bani? Red, nu crezi că ar fi cazul să-mi spui Red, te iubesc, chiar dacă nu e adevărat? Dar tu nu ești îndrăgostit de mine, nu-i așa? Atunci de ce vrei să fiu eu îndrăgostită de tine? Chiar dacă aș fi îndrăgostit de tine, ai fi ultima persoană căreia i-aș spune. Te rog, nu. Cum îndrăznești? Unde te duci? Plec, mă duc să-mi fac bagajul. Dar... Ce? Nimic. Îți doresc călătorie plăcută. Da, mulțumesc. Am să scriu, să mă înștiințez dacă te răzgândești cumva. Dar... Dar nu, ce? Ce? Dar nu mă săruți înainte de plecare? Ah, nu. Ești un nesuferit. Am să mă întorc totuși să ne căsătorim. Oh, nimeni n-are să zică că la mine în casă cântă găina asta, ți-o garantez. Nu-mi pasă ce vorbește lumea, de fapt... O să mă mândresc cu o nevastă deșteaptă. Vreau să continui să te ocup și de magazin și de gater, dar niciun ban al meu n-are să intre în afacerile astea. De ce? Fiindcă nu vreau să contribui la întreținerea lui Ashley. Iar începi? Nu face pe ofensată, draga mea. Ashley, am început să îmbătrânesc. Tu să îmbătrânesc, Scarlett. Te înșeli. Toate grijile, necazurile prin care am trecut și-au lăsat amprenta în sufletul meu. Urmările războiului, moartea lui Charlie, lui Frank, amicii mele fetițe, Bonnie, a Melanie. Te rog, nu mai aminti. Am rămas singur. Ashley, nu vorbi așa. Amintirile ți-aduc uneori dureri ce zdrobesc inima. Ca păsările cerului am fost purtați pe aripile vântului. Vorbim ca niște oameni bătrâni care privesc întâmplări petrecute cu 10 ani în urmă. Dar nu suntem bătrâni. Numai că s-au întâmplat atâtea. Toate s-au schimbat așa de multe, parcă au trecut 50 de ani. Ești nimic n-a fost cum am nădăjduit. Viața nu ne oferă întotdeauna ce dorim. Știu că suferi. Ce o să fac? Nu pot trăi fără mele. Lasă că o să fie bine. Lasă. Căsătoria mea cu Red Butler mi-a adus un echilibru. Cât de cât. Știi, de multe ori l-am jignit. Dar e prea mândru ca să-mi arate. Scarlett, trebuie să plec acasă. Te las. La revedere. La revedere, Ashley. Intră. Oh, Red. Văd că Ashley și toate visele tale prin viață. Voi asista la sfârșitul unei comedii care n-a fost prea reușită. Ce vrei să spui? Că poate vrei să divorțezi de mine. Să divorțez? Nu. Dragul meu, am să-ți spun Scarlett, tot. Nu încetează cu asta, scutește-mă, te rog. Red, eu cred că te iubesc de ani de zile, dar am fost atât de proastă cât nu mi-am dat seama. Red, trebuie să mă crezi. Nu te cred. Dar ce te faci cu Ashley? Ashley a fost o amăgire. A fost un vis al copilăriei mele. Nu, el a rămas un gentleman într-o lume care nu e lumea lui și a încercat să trăiască în ea după legile unei lumi care a pierit. Nu, să nu mai vorbim de el. Dragostea mea s-a sfârșit odată cu moartea fetiței noastre și în fața încăpățânării tale nebune care te face să te agăți de tot ce ți se pare că vrei. Nu, dragostea nu poate să se sfârșească. E totuși a ta pentru Ashley s-a sfârșit? Dar eu nu l-am iubit cu adevărat. Nu? Nu. Atunci te-ai prefăcut destul de bine până astă seara. De ce? Scarlett, nu te învinovățesc și nu te reproșez nimic. Știam că nu mă iubeai când m-am căsătorit cu tine. Vezi tu, eu știam de Ashley. Dar credeam că te pot face să ții la mine. Pot să râzi dacă vrei, dar mă gândeam să am grijă de tine, să te răsfăț, să-ți dau tot ce vrei.
Doream să te ocrotesc, să fii fericită, pentru că erai un copil. Un copil curajos, încăpățânat și neînțelegător, care a pătimit multe. Te-am iubit și am riscat totul. Am crezut că Ashley o să se șteargă din mintea ta, dar veșnic, veșnic era Ashley la mijloc. Te-am iubit atât de mult, Scarlett. N-am vrut să-ți arăt dragostea mea, pentru că m-ai fi crezut slab și ai fi încercat să o folosești împotriva mea. Red, dacă m-ai iubit așa de mult, trebuie să fi rămas ceva pentru mine. Au rămas două lucruri pentru tine. Tocmai lucrurile pe care știu că le urăști. Milă și un fel de bunătate. Atunci vrei să spui că am stricat totul. Exact. Dar văd că ai intenția să transfere afecțiunea furtunoasă pentru Ashley asupra mea. Mă tem pentru libertatea și liniștea mea. Plec. Mă părăsești? Nu, nu, nu face pe soția părăsită, Scarlett. Rolul ăsta nu te prinde. Și unde vrei să pleci? Rămâne de văzut. Mă duc să rătăcesc prin lume. Adio. Adio, draga mea. O să nebunesc dacă mă gândesc că-l pierd. O să mă gândesc mâine. Mâine nu pot să-l las să plece. O să mă duc la Tara mâine. Da, o să fiu mai liniștită acolo și am să-mi fac un plan ca să-l aduc înapoi. La urma urmelor, și mâine e o zi. Ați ascultat Pe aripile vântului de Margaret Mitchell. Dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Scarlett O'Hara, Valeria Seciu, Eric Butler, Victor Rebenciuc, Ashley, Emil Hosu, Melanie, Mirela Gorea, Gerald O'Hara, Mircea Albulescu, Mami, Ica Matache, Mătușa Pit, Agata Nicolau, Doctorul Mid, Teodor Danetti, Doamna Dolly, Iarina Demian, Frank Kennedy, Eusebiu Ștefănescu, John Wilkes, Corrado Negrean, Peter, Radu Panamarenko, Will Benton, Valentin Teodosiu, Stuart, Paul Gheorghiu, Brent, Șerban Celea, Charles, Mihai din Vale, Prisi, Virginia Mirea, Kathleen, Janin Stavarache, Poștașul, Gheorghe Pufulete. În alte roluri, Dumitru Chesa, Corina Mitrițescu, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Ioana Chelaru, Dan Bobe, Andrei Duban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreici. Regia artistică, Dan Cuicanu.